Salut! Astăzi vreau să-ți prezint cele mai reușite producții noi disponibile pe Netflix. Am selectat nu doar filmele lansate recent, dar și acelea căror publicul le-a oferit recenzii buni, astfel ca tu, stimatul spectator, să afli despre cele mai interesante pelicule peste care ar merita să arunci un ochi. Filmele sunt de genuri și tematici diferite, deci rămâi cu mine până la sfârșitul acestui video ca să găsești producția preferată anume pentru tine. Și hai să începem! Intrus. Mira și Henry sunt un cuplu fericit, chiar dacă deja au avut de înfruntat încercarea grea atunci când Mira s-a îmbolnăvit de cancer. Se pare că acum totul va fi bine. Boala este în remisie, dar familia fericită se mută în casa visurilor sale, construită de Henry. Însă acest loc, care trebuia să fie o insulă de evadare de la aglomerația și zgomotul străzilor din Boston, nu este ceea la ce se așteptau. Întorși acasă după o petrecere, Henry și Mira descoperă că casa lor a fost spartă, dar hoții au furat laptopul și telefoanele mobile. După această experiență neplăcută, familia instalează un sistem de securitate și încearcă să uite întâmplarea nefastă. Însă, nu pe mult timp. Într-o noapte, Mira este trezită de zgomote ciudate din casă. Dar și mai straniu e că luminile nu funcționează. Verificând generatorul, Henry înțelege că hoții s-au întors. În încercarea de a scăpa de la intruși, bărbatul îl împușcă pe unul din ei. Și acesta nici pe departe este sfârșitul istoriei învăluite de secrete. Sweet Girl. O alegere bună dacă ești pasionat de filme de acțiune, deoarece aici o vei avea din belșug. În plus, filmul atinge una din problemele acute cu care se confruntă omenirea și anume interesele companiilor farmaceutice, care, cu părere de rău, au prea puțin în comun cu binele umanității. În centrul atenției se află Ray Cooper, un soț și tată fericit. Însă viața senină a protagonistului se schimbă atunci când soția sa este diagnosticată cu cancer. Unica șansă de a prelungi viața iubitei este medicamentul produs de BioPrime, o mare companie farmaceutică. Dar se vede că cei de la BioPrime mai tare sunt interesați de profitul companiei decât de viețile umane. Medicamentul este retras de pe piață, lipsindu-l pe Ray de unica speranță de a-și salva soția. La scurt timp după aceasta, ea se stinge din viață. Protagonistul începe o luptă inegală cu corporația care pune banii mai presus de viețile umane. Baked. O producție contradictorie din genul gusturile nu se discută. Totuși, majoritatea spectatorilor au caracterizat-o ca destul de bună. Baked este un turist american care împreună cu iubita sa, April, au venit în Grecia pentru o vacanță idilică. Și totul chiar este ideal la începutul acestei escapade, peisaje pitorești și ruinile străvechi. Însă vacanța se termină atunci când cei doi nimeresc într-un accident, dar Baked, înainte de a-și pierde cunoștința, reușește să vadă niște siluete în casa în care a aterizat mașina lor. A doua zi la spital, Baked află stupefiat că April a dispărut. Plus la toate, polițistul care cercetează ancheta nu îl crede pe Baked că ar fi văzut pe cineva în casa implicată în accident. Încercând să găsească iubita, eroul principal revine la locul accidentului, unde este atacat de polițistul care l-a interogat. Se pare că Baked a văzut prea multe și fără voie a fost martorul unei conspirații periculoase și unica scăpare ar fi să ajungă la ambasada Statelor Unite. O sarcină deloc ușoară când ești vânat de zeci de polițiști. Kate. Un alt film de acțiune care la sigur va satisface amatorii acestui gen de producție. Mari pretenții la subiect cred că nu merită să avem, deoarece ca și în cazul majorității filmelor de acțiune, producătorii nu s-au străduit să inventeze o istorie originală lipsită de clișeuri comune filmelor de acțiune. Însă vreau să vin cu o remarcă. În cazul lui Kate, locația, imaginea calitativă, bătăile dinamice bine regizate, dar și coloana sonoră, la sigur îl scot în evidență. În centrul atenției se află Kate, o femeie mercenară, antrenată de mică ca să devină o armă perfectă în mâinile fiecărui care e dispus să achite serviciile sale.
După o misiune dificilă, protagonista decide să-și schimbe ocupația și să reia viața de la zero. Și poate că ar avea o șansă, dar nu era să fie. Kate este otrăvită de unul din mafioții Yakuza și rămâne de trăit doar 24 de ore. Dornică de răzbunare, protagonista pornește în căutarea celor care au ucis-o, înnecând străzile orașului în sânge. Nimeni nu scapă cu viața. Dacă îți plac filmele horror, fără dor și poate, trebuie să vezi pelicula Nimeni nu scapă cu viața, lansată zilele acestea pe Netflix. Amber este o tânără mexicană venită în SUA în căutarea visului american. Fiind emigrantă, fără bani și documente, evident că este complicat să găsești o muncă bine plătită și o locuință decentă. Simțindu-se descurajată și străină în lumea aceasta neprimitoare, speranțele lui Amber pentru o viață mai bună se ruinează. Totuși se pare că soarta-i surâde. Eroina principală găsește o gazdă ieftină într-o pensiune veche, semi-abandonată. Însă ca oricare casă cu istorie, această pensiune ascunde multe misterii. Odată cu căderea nopții, tânăra începe să audă și să vadă lucruri ciudate și înfricoșătoare. Și unica ce își dorește acum este să plece cât mai repede din acest loc sinistru. Dar se pare că forța malefică ce dăinuie în vechea pensiune nu vrea să se despartă așa ușor de noua sa jucărie. Cabina de săruturi, partea 3. Cum deja ai putut înțelege din denumire, este al treilea și ultimul episod din comedia romantică pentru adolescenți, Cabina de săruturi. Deci, dacă dorești din plin să înțelegi istoria relatată, ar fi bine să le vezi pe primele două părți ale acestei francize. În centrul atenției se află patru adolescenți. El cu Noi, care formează un cuplu, și fratele lui Noi și cel mai bun prieten al lui El, Lee, cu iubita sa Rachel. Cei patru prieteni petrec împreună ultima vacanță înaintea schimbărilor majore din viața lor, universitatea. Subiectul principal al acestei comedii este alegerea complicată care o așteaptă pe eroina principală, Ellie. Aceasta are la dispoziție doar câteva luni pentru a decide unde își va continua studiile. Va pleca în Harvard împreună cu iubitul său Noi sau va alege universitatea în care va învăța cel mai bun prieten. Posibil pentru unii alegerea ar fi evidentă, nu și pentru el, pentru că Noi și Lee sunt la fel de importanți pentru ea și tânăra va fi nevoită să ia prima decizie matură din viața sa. Cam atât pentru azi. Scrie în comentarii dacă ai văzut careva din filmele de mai sus și dacă da, ce impresie ți-au lăsat. Nu uita să dai un like acestui video dacă ți-a plăcut și să te abonezi pe canalul meu. Dacă nu vrei să ratezi alte videouri interesante cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel. Ne auzim în videoul următor.